Nicolae Ciucă este locotenent și colecționează de peste 15 ani efecte militare. Bunicul său a fost colecționar decorat de președinție pentru promovarea culturii. A moștenit această pasiune și acum deține o colecție rară în România. A muncit enorm pentru ea și e mândru să o arate publicului. Pun foarte mult suflet. Am încercat să păstrez tradiția militară, m-am oprit doar la efecte militare. Colecționez tot ce înseamnă efecte militare, grade, decorații, insigne, ținute militare, tot ce înseamnă efecte militare. Bărbatul a participat la 4 misiuni în Afganistan și este pasionat de istoria armatei române. O parte din colecție este adunată de la colegii de serviciu și militari în rezervă. Pe unde le găsiți? Pe unde le? Păi la diferiți, eu știu, la prietenii, colegii, cadre militare în rezervă, veterani de război și așa mai departe, care au ieșit la pensie și au la țară în șifonier, de exemplu, o ținută veche, nu mai are ce să facă cu ea. Mi-o poate da, dona, să zic, sau eventual să o achiziționez cu contracost, pentru că e o pasiune a mea, și le etalez aici și le poate vedea oricine. Astăzi colecția a fost vizitată de rezerviști și familiile acestora, iar zilele următoare va primi grupuri de elevi și tineri. Rezerviștii spun că este deosebit de important pentru tineri să cunoască istoria armatei române. De ce ar trebui un tânăr să vadă o asemenea expoziție? Un tânăr ar trebui, toți tinerii ar trebui să vadă această expoziție. De ce? Foarte mulți tineri își cruiesc un drum în viață văzând o revistă, un articol, eu știu, un film, o expoziție din asta, văzând un personaj care de servit la viața. Zilele Forțelor Terestre se sărbătoresc de pe 19 până pe 23 aprilie. Cu ocazia acestora au loc și alte evenimente, cum sunt expoziția de fotografie veche, dar și machete și tehnică militară.